Bună ziua, dragii mei! În continuare vom merge în călătoria poveștilor. Am primit o carte de la editura Teopiticot, prietenii noștri, iar povestea care face parte din călătoria în lumea poveștilor și am să vă spun acum, se numește Degețica. Vă invit să rămâneți alături de mine și nu numai să mă ascultați, ci și să urmăriți desenele foarte frumoase făcute de cei doi ilustratori care se numesc Cătălin Nedelcu și Adrian Barbu. Degețica, s-ar putea să fie auzit povestea aceasta pentru cei care nu o cunosc, dar și pentru cei care o știu, cu mare bucurie vă dăruiesc acum. Trăia odată o femeie care rămase văduvă. Copii nu avea și tare mult se necăjea din cauza singurătății apăsătoare. Într-o zi, o bătrânică îi bătu în poartă și îi ceru o cană cu apă. Femeia o pofti cu drag în casă și o ospătă cu ce avea mai bun. Așa că, ca orice om fericit că în sfârșit îi vine cineva în casă. La plecare, bătrânica îi spuse: pentru bunătatea pe care mi-ai acordat-o, îți dăruiesc aceste semințe fermecate. Să le sădești și să le îngrijești cu dragoste, căci ele îți vor îndeplini dorința. Femeia, pe moment, nu părea a înțelege prea bine vorbele bătrânei, dar a plantat imediat semințele într-un ghiveci pe care l-a și pus la fereastră, la lumină și căldură. Cum se pun florile în general, nu-i așa, dragii mei? Să avem grijă de ele. În scurt timp a răsărit o floare frumoasă pe care femeia o uda și o mângâia cu vorba-i caldă în fiecare zi. Când petalele florii s-au deschis, femeia a rămas împietrită de uimire. În mijlocul florii stătea o fetiță drăgălașă de mărimea unui deget. Așa că femeia i-a pus numele Degețica și, în culmea fericirii, s-a apucat să-i pregătească hăinuțe pe măsură și un loc al ei. I-a croșetat o rochiță de dantelă și i-a făcut un pătuț din nuielușe de alun, peste care a pus o salteluță umplută cu puf de porumbel. Apoi a montat un leagăn într-o goajă de nucă și toate le-a pus pe masă ca să nu o piardă din vedere. Zilnic, Degețica se plimba pe o petală de la lea, într-o farfurie cu apă, îi cânta femeii sau se legăna în coaja de nucă. Într-o noapte, când femeia a uitat fereastra deschisă, o broască a sărit direct pe masa unde dormea Degețica. Cucerită de făptura aceea delicată, broasca gândi: uoc, uoc, ea trebuie să fie nevasta fiului meu iubit. Trebuie să spunem că fiul ei era un broscoi urât și bubos, pe care nimeni nu-l dorea de soț. Atentă să nu o trezească pe fetiță, broasca luă pătuțul din alun și fugi la râul mlăștinos, unde își avea locuința. Uac, uac, uite, zise ea fiului ei, ea va fi soția ta. Și era tare încântată.
Când a văzut acea ființă drăgălașă, broscoiul a amuțit de emoție și din verde s-a făcut roșu. Hai, hai, zise mama, uac, uac, ce tot stai? Trebuie să pregătim camera în care vei sta, uac, uac. Când degețica s-a trezit și s-a văzut în mijlocul apei, lacrimi mari au început să-i curgă pe obraji. Uf, vedea că nu are cum să plece de acolo. În acest timp, a apărut și broasca de mână cu fiul ei pocit. Uac, uac, nu mai plânge, frumușico, zise broasca mamă. Uite, el e soțul tău, uac, uac, și împreună o să aveți o viață minunată. Uac, 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 broscoiul cel tânăr, uac, uac, și el, făstăcindu-se. Apoi, broscuța luă pătuțul fetiței și îl duse în camera lor și o lăsă pe degețica singură pe o frunză de nufăr. Peștișorilor, ouă lor, le-a fost milă de fetiță, au asistat la toată discuția și s-au gândit să o ajute. Cum să nu ajute o ființă atât de gingașă? Împreună cu o broască țestoasă, au ros lujerul frunzei pe care o țineau broscoii pe fetiță, iar aceasta începu să alunece în josul apei, departe de broscoiul cel slut. Un fluture multicolor, vrăjit de frumusețea ei, i s-a alăturat pe frunză și împreună au plutit așa până au ieșit din acea țară. În acest timp, un cărăbuș o vede și se îndrăgostește pe loc de ea. Și nici una, nici două, se repede pe frunză și o ia pe degețica, apoi zboară cu ea în pădure. Vestea s-a dus repede și toți cărăbușii au venit să o vadă. Domnișoarele cărăbușe, invidioase pe frumusețea ei, îi găseau numai defecte. Că e prea slabă, că nu are antene, că e prea palidă. Dintr-o dată, cărăbușul se întrebă ce-o fi văzut așa frumos la ea și o alungă din copac. Degețica plecă bucuroasă, căci nu vroia să fie soția cărăbușului. Își găsi adăpost sub o frunză mare, ferită de ploi și de arșița soarelui. Acolo își împleti un pat din iarbă, iar păsărelele îi aduceau semințe și îi cântau din zori și până în seară. Însă traiul acesta nu ținu decât două anotimpuri. A venit iarna și frunzele s-au uscat, păsările au plecat, iar degețica a rămas singură, dârduind de frig. A plecat din pădure și a ajuns într-o miriște de grâu secerat, prin care cu greu înainta. Aceasta a fost prima parte a poveștii Degețica. Mâine vom asculta împreună partea a doua. Vă aștept cu mare drag. Să nu lipsiți! Numai bine tuturor!